Stimați colegi, vreau să vă întreb dacă avem ceva pe agenda suplimentară. Doamna Kirilenko. Stimate domnule prim-ministru, rog să includeți suplimentar pe agenda ședință proiectul hotărârii de guvern cu privire la reorganizarea unor instituții din domeniul ocrotirii sănătății și modificarea hotărârii guvernului numărul 148 din 2021. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Kirilenko. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Rotaru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, am câteva propuneri pe ordine zi. Prima hotărâre de guvern privind la stabilirea pentru anul 2024 a marjei maxim în cadrul programului Prima Casă. Dispun pe toate sau fiecare? Da, ales pe toate. Un alt proiect de hotărâre de guvern prin avizul la amendamente prin modificarea codului VAMAL și un alt proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituției publice Consiliul de Supraveghere Public Auditului pentru anul 2024. Mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, rog să susținem aceste proiecte. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Turcanu, vă rog. Da. Bună ziua, domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, Ministerul Infrastructurii la fel solicită includerea pe ordine de zi a proiectului hotărârii Guvernului privind sistemul informațional de programare a rândurilor electronice la frontieră. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul Buzu, vă rog. Domnule prim-ministru, solicită includerea în ordinea de zi avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație. Mulțumesc. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna ministră Mihailo Voraru. Bună dimineața, mulțumesc. Solicit includerea în ordinea de zi și avizul generalizat la proiectul de lege pentru modificarea codului electoral și legea privind partidele politice, inițiativa legislativă 473. Mulțumesc. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Acum pe resursele umane, domnul secretar general Mijă, vă rog. Stimați colegi, în baza prevederilor legale se propune numirea doamnei Lilia Dabija în funcția de secretar general adjunct a Guvernului din data de 9 ianuarie 2024. Doamna Dabija este magistru în drept, are o experiență în administrația publică centrală de 18 ani, perioada în care a activat în diverse autorități publice centrale, unde a deținut inclusiv funcții publice de conducere de nivel superior. Doamna Dabija a activat și în diferite proiecte de asistență externă implementate de către Banca Mondială, GIZ, USAID, UNDP, unde a acordat asistență juridică în procesul de implementare a reformelor în domeniul administrației publice centrale și a documentelor de politici în domeniul reglementării activității de întreprinzător și a controlului de stat. Actualmente activează în calitate de expert în cadrul misiunii înalților consilieri ai Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Considerăm că experiența vastă și pregătirea de care dispune doamna Dabija vor contribui la elaborarea, implementarea și coordonarea documentelor de politici în cadrul Guvernului, inclusiv în contextul obiectivului privind integrarea europeană a statului nostru. Solicit cu plăcere aprobarea proiectului. Mulțumesc, domnul Mijă. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Mulțumim, doamnei Dabija, și îi spunem binevenit în echipa cancelarii. În continuare, domnul Mijă. Stimați colegi, în baza prevederilor legale se propune numirea domnului Artem Jucov în funcția de director general al Agenției Naționale Antidoping pe un termen de 4 ani din data de 27 decembrie 2023. Eliberându-l din funcția de ținut anterior. Proiectul în cauză se prezintă în legătură cu reorganizarea Agenției Naționale Antidoping din instituție publică în subordinea Guvernului în autoritatea administrativă centrală. Rog susținere. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Binevenit domnul Jucov și spor la muncă. Continuați, vă rog, domnul Mijă. În baza prevederilor legale se propune preavizarea domnului Ion Iordache, director general adjunct al Agenției de Investiții, cu privire la eliberarea din funcția publică. Proiectul în cauză se prezintă în legătură cu lichidarea funcției publice de conducere de nivel superior în urma reorganizării Agenției de Investiții din Autoritatea Administrativă Centrală în instituție publică. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt.
Mulțumesc. Acum să trecem pe agenda. Domnul ministru Buz, vă rog. Stimați colegi, prezint atenție noastră hotărârea de guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii numărul 190 privind violența și hărțuirea în lumea muncii, adoptată la Geneva în 21 iunie 2019. Convenția este primul instrument internațional care stabilește standarde specifice aplicabile la nivel mondial privind combaterea hărțuirii și a violenței legate de muncă și care specifică măsuri necesare din partea statelor și altor actori relevanți. Ratificarea și implementarea de către Republica Moldova în Convenției va contribui la perfecționarea legislației în domeniu prin a oferi mai multe clarificări și soluții reale pentru angajatori și angajați în ceea ce privește măsurile și procesele legate de prevenirea și combaterea hărțuirii și violenței la locul de muncă. Vreau să menționez că procesul de ratificare a fost inițiat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Platforma Femeilor Deputate din Parlamentul Republicii Moldova, în special prin implicarea deputatelor Angela Munteanu-Pojoga și Iulia Dascălu. Pe această cale vreau să le mulțumesc pentru implicare și solicit suportul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. În continuare, domnul ministru Parlecă, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, după aprobarea hotărârii de guvern cu privire la crearea Centrului Național de Energie pentru Energie Durabilă, venim cât de rapid posibil cu mecanisme pentru implementarea proiectelor. Și în sensul ăsta prezint atenție dumneavoastră un proiect de hotărâre de guvern cu privire la aprobarea programului privind implementarea schemei de obligații în domeniul eficienței energetice pentru perioada 2024-2026. Ce presupune în esență acest program este includerea în prețurile la energie a unui cuantum, circa un bănuț pe kilowatt-oră echivalent energie, în costurile energetice care să vină la într-un cont trezorerial separat, din care CNED, Centrul Național de Energie Durabilă, să implementeze programe de eficiență energetică, inclusiv acele programe la care ne-am referit, care vizează programe de eficiență energetică în sectorul rezidențial. În esență, noi, la moment, propunem să mergem cu un bănuț pe kilowatt-oră, care ne-ar permite să acumulăm aproximativ 230-240 de milioane de lei pe an, care să investim în eficiența energetică, în primul rând, a consumatorilor rezidențiali. Asta este propunerea și rog susținerea noastră. Mulțumesc, domnul ministru. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul vicepremier Arlai, vă rog. Mulțumesc, domnule prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Poloniei pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul instituției publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Acordul prevede contractarea unui împrumut în sumă totală de 5 milioane de euro pentru o perioadă de 7 ani, cu o perioadă de grație de 12 luni. Împrumutul va fi debursat în două tranșe, cu o dobândă fixă de 3,65% pe an, dintre care Republica Moldova va achita doar 0,35% anual, iar alte 3,35% vor fi acoperite de Comisia Europeană din grantul aprobat pentru BGK în acest scop. Împrumutul va fi acordat către Ministerul Finanțelor. Scopul final al acordului este susținerea dezvoltării sustenabile a sectorului IMM prin atragerea resurselor financiare pe termen lung, în mare parte în domeniul eficienței energetice, tranziției la energie verde și măsurilor de adaptare la schimbările climatice. Acordul va intra în vigoare după recepționarea de părți a ultimei notificări. În acest sens, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Efros, vă rog. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Guvernului numărul 21/2023
privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina. Proiectul a fost elaborat în scopul asigurării continuității procesului de documentare a persoanelor care solicită protecție temporară, ori prin dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale numărul 80 din 4 septembrie curent, au fost dispuse modificări la punctul 2 și punctul 12 din anexa numărul 1 a hotărârii Guvernului numărul 21 curent, privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina. În eventualitatea ridicării stării de urgență, modificările respective nu vor mai produce efecte juridice, iar solicitanții de protecție temporară se vor confrunta cu dificultăți în vederea obținerii protecției necesare. Astfel, pentru asigurarea procesului și accesului persoanelor la protecție temporară și evitarea separării familiei, asigurând concomitent interesul superior al copiilor, se operează modificările în vederea 1. Completarea actului normativ cu dispoziții exprese privind lista persoanelor care se consideră membrii familiei și 2. Instituirii declarării pe propria răspundere privind adresa de reședință a beneficiarului de protecție temporară. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Stimați colegi, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Vă rog să continuați, domnule Frost. Stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea anexelor numărul 1 și numărul 2 la hotărârea Guvernului numărul 834 din 2008 cu privire la sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră. Proiectul a fost elaborat în scopul dezvoltării sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră ca mecanism de punere în aplicare a legii numărul 379/2023 privind utilizarea datelor din registru cu numele pasagerilor. Inclusiv pentru îndeplinirea acțiunii 6.18 a planului de acțiune al Guvernului pentru anul 2023, aprobat în hotărârea Guvernului. Prin implementarea prevederilor proiectului, se va asigura evidența datelor prealabile despre pasagerii din domeniul transportului aerian, procedura, formatele și protocoalele de colectare și transmitere a datelor despre călători de la transportatorii aerieni, datele despre rezervarea biletului, precum și date despre zbor. Lista actualizată a actelor normative prin care este reglementat funcționarea sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră. Evidențierea normelor juridice cu privire la protecția datelor cu caracter personal la apariția incidentelor de diferite tipuri. În concluzie, prevederile proiectului urmăresc prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor deosebit de gravă. În parte ce vizează resursele financiare necesare pentru implementarea proiectului, se comunică că acestea vor fi oferite Republicii Moldova cu titlu gratuit de Organizația Națiunilor Unite pentru primii 2 ani de utilizare, la data semnării memorandului de înțelegere dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, domnul ministru. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Parlicov, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, în aceeași logică care am expus-o cu privire la schema de obligații în domeniul eficienței energetice, venim cu metodologia, proiect de hotărâre guvern cu privire la aprobarea metodologiei pentru determinarea contribuțiilor ce urmează a fi achitată de fiecare din părți contractate. Asta este vorba despre cum se va calcula, cât și în ce mod companiile petroliere, companiile care distribuie gaze, companiile care se ocupă de furnizarea și distribuția energiei electrice, în ce sumă, cum, cât, cum se calculează obligația fiecăruia să contribuie la acest program de eficiență energetică. La asta se referă metodologia, în rest eu deja am explicat la precedenta hotărârii de guvern, dacă sunt întrebări. Mersi. Rog susținerea noastră. Mulțumesc, colegi. Rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Buzu, vă rog. Stimați colegi, propun atenție dumneavoastră modificarea anexei 4 la hotărârea Guvernului cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. Aceasta propune ajustarea intervalului pentru stabilirea salariilor tarifare și de funcție, calculat aplicând coeficientul de complexitate pe tipuri de lucrări și ramuri ale economiei naționale cu valoarea 1, în legătură cu stabilirea de la 1 ianuarie 2024 a salariului minim pe țară în mărime de 5.000 de lei. De asemenea, pragul minim a fost majorat gradual, după cum urmează.
cu 10% pentru funcțiile de conducere, corelat cu creșterea valorii de referință de bază pentru 2024, cu 15% pentru personalul de specialitate, corelat cu creșterea de 16,1% a câștigului salarial mediu lunar brut în trimestrul 3 față de perioada similară anului precedent și cu 25% pentru personalul de deservire tehnică, corelat cu creșterea salariului minim pe țară stabilit pentru anul 2024. Vă mulțumesc și solicit suportul meu. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt, domnul secretar general Mijă, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, prezint proiectul de hotărâre privind instituirea, componența și regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică. Creat în scop coordonării procesului de planificare strategică și bugetară și eficientizării managementului proceselor investiționale, atât din sursele bugetului de stat, cât și externe. Comitetul va asigura coordonarea și monitorizarea activităților privind elaborarea și implementarea strategiei și a Planului Național de Dezvoltare, a cadrului bugetar pe termen mediu, a documentelor de politici publice și de asistență externă, costul estimativ de implementare a cărora depășește suma de 10 milioane de euro. De asemenea, membrii structurii vor coordona procesul de implementare a reformei administrației publice. În temeiul celor spuse mai sus, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Nemirenko, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii de guvern numărul 71 din 2013 cu privire la aprobarea regulamentului structurii și efectivului limită ale Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. Scopul proiectului este consolidarea capacităților AMDM și ele revizuiesc stabilirea structurii, modului de organizare, desfășurarea proceselor de activitate, ținând cont de necesitatea redistribuirii echitabile a volumului și complexității sarcinilor de bază. Deci, această revizuire va asigura implementarea și exercitarea funcției de control a medicamentelor și dispozitivelor medicale, urmarea reformei efectuate în cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică și anume a trecerii funcției de control din cadrul ANSP în cadrul Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. Implementarea proiectului nu va necesita mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat, deoarece pentru aceste funcții transferate, veniturile, deci costurile vor fi din contul veniturilor acumulate din servicii contraplată. Rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnule Mirenko, rog să continuați. Stimați colegi, de asemenea, un proiect similar este proiectul hotărârii de guvern privind modificarea hotărârii guvernului numărul 1128 din 2016 cu privire la Centru pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate și aceste modificări vin ca să îmbunătățim procesul de achiziție, bunuri și servicii achiziționate centralizat pentru necesitățile sistemului de sănătate și să consolidăm capacitățile Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Deci, CAPCS rămâne să fie principala, de fapt, agenție care procură tot ce este necesar în sistemul medical și acest proiect prevede de asemenea și suplimirea misiunii cu drept ca să verifice CAPCS calitatea bunurilor livrate, prin ce urmărim livrarea corespunzătoare a bunurilor achiziționate și minimizarea riscului livrării acestor bunuri, care uneori sunt altele decât cele contractate. Proiectul de asemenea prevede modificări de ordin tehnic care au drept scop evitarea mai multor confuzii și prevederi ambigue sau dublări și ajustarea hotărârii de guvern pe care am menționat-o. Elaborarea prezentului proiect se bazează pe recomandările rapoartelor Centrului Național Anticorupție, Curții de Conturi și Organizației Mondiale a Sănătății. Cu mediul privat au fost organizate mai multe consultări publice asupra proiectului, găsindu-se un consens la subiectele pe care dumnealor le-au ridicat și, de asemenea, proiectul a fost susținut de către toate autoritățile și părțile interesate. Trebuie să efectuăm achiziții cât mai calitative,
desigur, să tindem spre micșorarea cheltuielii, ele să fie eficiente, dar totodată cred că o să venim și cu propuneri ce ține de legea achizițiilor publice, deoarece în sistemul de sănătate calitatea dispozitivelor medicale, în special utilizate în timpul operațiilor, nu poate fi comparată cu, de exemplu, materialele de construcție. Mulțumesc foarte mult și vă rog să susțineți acest proiect. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul director Musteață, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Guvernului numărul 90 din 2019 cu privire la aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și a nomenclatorilor serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și al tarifelor acestora. Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului prezentat este de importanță majoră, deoarece are ca scop actualizarea în mod transparent a nomenclatorului și stabilirea cuantumului la serviciile prestate contraplată de către agenție. Totodată, va asigura restructurarea listei serviciilor prestate, reieșind din particularitățile activității Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și va asigura excluderea 62 de poziții de nomenclator în partea ce ține de expertize care stau la baza eliberării certificatelor, care au fost deja excluse în baza principiilor de eliminare a birocrației prin asigurarea eficientizării controlelor oficiale desfășurate de către agenții, ceea ce permite plasarea pe piață a produselor alimentare sigure. Odată cu excluderea pozițiilor din nomenclator, operatorii din sectorul alimentar vor avea cheltuieli financiare mai mici la etapa de producere și plasare pe piața produselor alimentare. În acest context, rog susținerea proiectului propus. Vă mulțumesc. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Prodan. Stimați domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră. Proiectul de lege privind modificarea Registrului Național al Monumentelor de For Public este un proiect tehnic care vine să actualizeze informația din acest registru și anume, în urma restaurării și reamplasării mozaicului Arta de pe clădirea care a fost demolată pe adresa strada Kiev numărul 7, mozaicul a fost, cum am spus, restaurat și reamplasat pe fațada clădirii auxiliare a Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Astfel, în scopul actualizării registrului, proiectul prevede următoarea modificare. Municipiul Chișinău, strada Bulevard Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 152, pe fațada clădirii auxiliare a Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, mozaic Arta, creat în 1974, strămutat de la adresa strada Kiev, numărul 7, municipiul Chișinău. Implementarea proiectului de lege nu necesită alocări financiare suplimentare de la bugetul de stat. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc, domnul ministru, rog să susținem, împotrivă, abțineri nu sunt, rog domnul vicepremier Alaiba. Mulțumesc, domnule prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului pentru abrogarea unei hotărâri mai vechi din anul 2005 cu privire la aprobarea regulamentului pentru desfășurarea concursului cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. Scopul proiectului este de a exclude reglementări depășite și irelevante, să le spun așa, cu iz mai comunist din încă 2005. Ori noi avem mecanisme mult mai eficiente de a susține întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv am trecut prin anumite reconsiderări, spre exemplu, evenimentul invocat în regulamentul ăsta, Conferința Internațională a IMM-urilor, a fost reorganizat în expoziția de dezvoltare și promovare a business-ului mic și mijlociu din Republica Moldova, Antreprenor Expo, unde participă o bună parte din producătorii noștri autohtoni. Avem mecanisme de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii și desigur că avem un efort semnificativ în ceea ce ține de simplificarea poverii pe care o suportă aceștia. Asta fiind spuse, se propune abrogarea prezentei hotărâri de guvern. Rog susținerea. Mulțumesc, rog să susținem. Da, vă rog, domnul Harea. Pentru că
Mulțumesc, domnul Harea. Așa, în continuare, domnul ministru Buz. Dar rog să susținem întâi împotrivă, abțineri nu sunt. Și de acum, domnul vicepremier, vă rog împreună cu domnul Harea să vedem cum organizăm lucrurile. Domnul Buz, vă rog. Stimați colegi, propun atenției noastre proiectul de hotărâre cu privire la transmiterea unor instituții publice. În contextul reformei Restart, Ministerul Muncii și Protecției Sociale preia în gestiune mai multe instituții publice care, de la autoritățile publice locale de nivelul 2, care prestează servicii sociale. În proiectul de hotărâre care a intrat în procesul de avizare și a ajuns la cancelare, erau incluse 11 instituții. Pe parcurs, în mai multe autorități publice locale au fost constituite consiliile raionale și au luat decizii de predarea acestor instituții, de aceea, dacă îmi permiteți, domnul ministru, eu am să, pentru protocol, să citesc încă 11 instituții care au fost incluse în proiectul de hotărâre. Este vorba de instituția publică Casa Comunitară Chirca din raionul Anenii Noi, Centrul de Reabilitare și Integrare Socială din Anenii Noi, Centrul Raional de Plasament pentru Persoane Vârstnice și cu Dizabilități din Puhăceni, raionul Anenii Noi, instituția publică, centrul de plasament pentru persoane adulte și vârstnice Alinare din Râșcani, instituția publică, centrul maternal Pro Familia din Căușeni, azilul raional de bătrâni Tătănari din Căușeni, centrul raional maternal Pro Femina din Hâncești, instituția publică de servicii sociale, centrul de servicii pentru copii cu dizabilități, Pasărea Albastră din Hâncești, instituția publică, azilul pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități din Hâncești, azilul pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități din Călăraș și azilul pentru persoane cu dizabilități și în etate din Leova. Vă mulțumesc și solicit suportul. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt, domnul ministru Rotaru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, eu vreau să fac o mică concretizare de Restart. Toți angajații care au fost până la 31.12.2023 au fost angajații Consiliului Raionale și respectiv este important ca aceste obligații financiare pe care le au Consiliul Raional față de acești angajați, inclusiv concediile neutilizați, fie onorate în anul 2023, eventual planificate și onorate în luna ianuarie 2024, pentru că aceste obligații sunt la nivel de apele de nivelul 2. Și ceea ce vreau să menționez este faptul că noi, ca minister, avem acele instrumente prin care noi putem să condiționăm achitarea acestor salarii, doar că aceste măsuri punitive nu trebuie să fie aplicate, trebuie să avem acea înțelegere de comun și responsabilitate bugetară conform legii 181, prin care noi ne planificăm obligațiile financiare primordiale. Vorbim de salarii, indemnizații de concediere și după aceea celelalte cheltuieli pe care trebuie să ne asumăm conform legii 181. Mulțumesc, domnul ministru, am să accentuez și eu și o să solicit expres Consiliul Raional să includă aceste finanțări în bugetul pentru 24 ca să achite cheltuielile din decembrie 2023. Și trebuie cu toții să înțelegem că indiferent de culoarea politică, acestea sunt serviciile sociale pe care noi trebuie să le acordăm cetățenilor noștri. Și într-adevăr, noi oricum vom găsi o posibilitate să aceste decizii să fie aprobate. Mulțumesc. În continuare, domnul Buzu. Domnul ministru Rotaru, domnul prim-ministru, vă mulțumesc pentru această remarcă foarte importantă, pentru a duce claritate pe acest subiect destul de important. Acum vă prezint proiectul de lege cu privire la modificarea legii privind asigurarea activității președintelui Republicii Moldova. Proiectul, în esență, prevede
două aspecte. În primul rând, preluarea funcției de stabilire de plată și evidența a pensiilor persoanelor care au ocupat funcția de președinte a Republicii Moldova de către CNAS și transmiterea documentelor și informații în format electronic privind stabilirea pensiilor beneficiarilor de pensii care au ocupat funcția de președinte al Republicii Moldova de către aparatul președintelui Republicii Moldova către CNAS. Deci, începând cu anul 2024, pensia președinților va fi achitată de către CNAS, nu de către aparatul președinției. Vă mulțumesc mult! Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Țurcanu, vă rog. Da, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern pentru aprobarea conceptului sistemului informațional Ghișeul Unic în domeniul maritim. Elaborarea proiectului propus derivă din angajamentul asumat privind implementarea în legislația națională a normelor privind sistemul electronic de informații prevăzut în Convenția pentru facilitarea traficului maritim la care Republica Moldova a aderat în anul 2023. Totodată, la nivelul Uniunii Europene, prin regulamentul UE 1239 din 2019, a fost stabilit un mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim, care permite interoperabilitatea sistemelor informaționale similare din diferite state, astfel se va facilita procesarea datelor. Respectiv, odată cu aprobarea acestui proiect, se vor realiza următoarele sarcini: digitalizarea și optimizarea formalităților de raportare în domeniul transportului naval, atunci când o navă ajunge într-un port sau părăsește acel port, sporirea competitivității și eficienței sectorului transportului maritim și avansarea performanței de procesare rapidă a datelor în domeniul maritim. În temeiul celor expuse, rugăm respectuos susținerea proiectului enunțat. Mulțumesc! Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Nemirenco, vă rog. Mulțumesc. Prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la examenele medicale profilactice obligatorii ale lucrătorilor. Proiectul prevede aprobarea a două regulamente sanitare care au drept scop supravegherea sănătății lucrătorilor vis-a-vis de riscurile pentru sănătate și securitate ca rezultat a expunerii la factorii de risc profesionali. De asemenea, și regulamentul cu privire la examenele medicale obligatorii a unor categorii de angajați de economie națională într-o prevenire a unor boli transmisibile. Principalele prevederi ale proiectului sunt simplificarea procedurilor de organizare și desfășurare a examenelor medicale, actualizarea actelor medicale care vizează toți actorii implicați, eliminarea barierelor excesive birocratice cu scop de îmbunătățire a calității serviciilor medicale și concentrarea strict doar pe investigații necesare și argumentate fiecarei profesii, de asemenea, actualizarea listei factorilor de risc de expunere profesională a volumului de investigații și a periodicității examenelor medicale. Un lucru important este că în cazul prevenirii bolilor transmisibile pentru anumite categorii de lucrători, accesul va fi asigurat gratuit la aceste examene medicale și controle profilactice din contul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Implementarea proiectului nu necesită alocări financiare de la bugetul de stat, astfel rog să fie susținut. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Perciun. Stimați colegi, spun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la reorganizarea Universității de Stat din Moldova prin fuziunea și absorpția Universității de Stat Educație Fizică și Sport și am să profit de ocazie pentru a reitera încă o dată argumentele care stau la baza acestei fuzionări. Vorbim în primul rând de reducerea constantă a numărului de studenți în cadrul universității. În ultimii 3 ani, numărul total a studenților s-a redus cu circa 15%, numărul studenților la licență s-a redus cu 20% și a atins 1485 de studenți în 2023. Iar admiterea la universitate în anul întâi este în constantă scădere. Anul ăsta a avut loc o admitere de doar 477 de studenți. Asta a generat probleme financiare semnificative pentru universitate. Anul acesta am fost în situația să acoperim cu 6 milioane de lei deficitul salarial, în condițiile când bugetul pentru universitate a fost cel mai mare acordat vreodată în istorie, atingând circa 33 de milioane. În 2021 era 19. Și cu toate acestea, oricum, universitatea a întâmpinat dificultăți financiare. Și nu pot să nu menționez și anumite probleme istorice în gestionarea universității. Bunăoară, pe teritoriul universității, ani de zile, a operat un centru de dezasamblare a mașinilor. Avem și niște imagini video care cred că o să le publicăm, foarte curioase. Întrebări cu privire la modalitatea de încheiere a contractelor de locațiune, la
sub preț și așa mai departe. Beneficiile care noi le vedem de pe urma acestei consolidări vorbesc în primul rând despre consolidarea financiară a situației din universitate. USMU este cea mai mare universitate din Moldova cu un buget puternic, capabil să asigure și necesitățile USEPS-ului, o să crească credibilitatea instituției și va deschide cu siguranță noi oportunități pentru dezvoltarea cercetării, formării continuu în domeniu și va asigura un management mai diligent și corespunzător. Pentru 2024 vreau să dau câteva asigurări, în primul rând toți angajații din cadrul USEPS-ului, conform prevederilor hotărârii de guvern, se vor regăsi integral în corpul mai mare. Suntem pregătiți și suntem în discuții cu ambii rectori pentru a oferi o autonomie largă a universității în cadrul USMU-ului. Totodată, reprezentanții USEPS-ului vor fi reprezentanți în organele de conducere ale USMU-ului, deci vor avea o prezență în Senat și o voce puternică acolo pentru a putea mai departe să reprezinte interesele universității. Avem un angajament de a investi 10 milioane de lei anul viitor prin finanțare complementară în infrastructura USEPS-ului la discreția comunității. Deci vorbim fie de investiții în cămine, fie de investiții în bazin, fie de investiții în condițiile de studiu. Deci aici, împreună cu reprezentanții, vom decide, dar avem această disponibilitate de a continua investițiile. USMU este gata din bugetul propriu să mai aloce 2 milioane de lei pentru anumite proiecte de dezvoltare și noi suntem pregătiți să contractăm servicii de formare continuă pentru antrenori, pentru profesori de educație fizică, pregătiți de către universitate, iarăși pentru a consolida și a susține domeniul. Țin să menționez că am discutat pe larg acest subiect și cu sportivii și cu Asociația Presei Sportive și cu antrenorii și cu angajații universității și pe final vreau doar încă o dată să îndemn pe toată lumea, în special foștii reprezentanți ai universității, să se abțină de la distribuirea falsurilor și insinuărilor care nu servesc nimic altceva decât interesul lor unora de a menține mai departe universitatea captivă pentru anumite interese private care pe parcursul anilor au beneficiat de pe urma ei. Noi credem că odată cu absorpția va exista un nou suflu și o nouă perspectivă de dezvoltare pentru domeniul sportului la care noi ținem foarte mult și cu rezultatele sportivilor cu care ne mândrim în mod special în anul 2023, având și cel mai mare număr de medalii din istoria sportului moldovenesc care le-am obținut în acest an. Acestea fiind spuse, rog să ținerea proiectului. Mulțumesc, domnul ministru. Eu vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră și doamna Nemerenco pentru că vă asumați transformări destul de dificile. Și este important lumea să înceteze, să rezolve probleme patrimoniale, probleme de rezolvat finanțe, venituri și așa mai departe și toată lumea să se concentreze la deservirea cetățeanului, fie la procesul educațional în cazul dumneavoastră, fie la procesul deservirii medicale în cazul lucrurilor pe care le face doamna Nemerenco. Vă mulțumesc mult încă o dată pentru deciziile astea care sunt necesare pentru cetățenii noștri, pentru studenți, pentru pacienți. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul secretar general Mijă, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, prezint spre aprobare proiectul pentru modificarea hotărârii Guvernului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Modificările introduse vizează actualizarea listei proiectelor de asistență tehnică în derulare pentru aplicarea scutirilor la impozit pe venit, accize, taxe vamale, taxe de mediu. Concomitent, a fost modificată lista granturilor acordate Republicii Moldova destinate realizării proiectelor de asistență investițională, care de asemenea vor beneficia de facilități fiscale. Documentul vine să simplifice procedura de import a bunurilor sau serviciilor necesare implementării proiectelor de asistență externă și va facilita acordarea resurselor financiare către beneficiari. În temeiul celor spuse mai sus, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul secretar Mâț. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 959 din 2018 cu privire la aprobarea nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție
pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora. Așa cum urma recomandărilor Comisiei Europene din 8 noiembrie 2023, precum și a deciziei pozitive a Consiliului European din 15 decembrie 2023, de deschidere a negocierilor de aderare inclusiv cu Republica Moldova, după adoptarea de către Consiliul UE a cadrului necesar pentru negocieri, Republica Moldova procedă la o etapă complexă de negociere și care necesită fortificarea și aprofundarea expertizei Republicii Moldova în discuțiile cu Uniunea Europeană, pe cele 35 de capitole de negocieri grupate în 6 clustere tematice. În acest sens, Ministerul de Externe propune suplinirea personalului misiunii diplomatice a Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană cu 13 poziții care vor fi ocupate de reprezentanța instituțiilor naționale conform tematicilor abordate în capitolele de negocieri, inclusiv din cadrul Biroului pentru Integrare Europeană din cadrul Cancelarei de Stat. De altfel și din partea altor instituții suplimentare în cazul în care va fi necesar. Astfel, detașarea experților din ministerele de resort este o experiență aplicată de asemenea și de statele candidate din Balcanii de Vest și este considerată drept una eficientă în procesul de negociere cu Uniunea Europeană. Rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Rotaru, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea avizului la proiectul de lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și sau livrările de mărfuri, servicii destinate implementării proiectului îmbunătățirea calității educației. Proiectul respectiv se realizează în conformitate cu prevederile acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, având ca scop îmbunătățirea calității mediilor de predare, învățare în cadrul învățământului preșcolar, primar, secundar din Republica Moldova, sporind accesul la serviciile educaționale, în special pentru copiii cu dezavantajați și vulnerabili, atât din Republica Moldova, cât și pentru refugiații din Ucraina. Astfel, luând în considerare importanța subiectului, proiectul de lege se susține. Totodată, impactul bugetar estimat în urma implementării proiectului menționat va constitui aproximativ 182 milioane lei. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt. Mulțumim colegul deputatului Virgiliu Păslariu pentru această inițiativă. Doamna Veronica Mihailov Moraru, rog să continuați. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi. Propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege la inițiativa legislativă numărul 390 a unui grup de deputați. Potrivit notei informative, elaborarea acestui proiect rezidă din necesitatea de a îmbunătăți prevederile codului administrativ în funcție de dificultățile practice cu care s-au confruntat în ultimii ani autoritățile publice și instanțele de judecată în procesul aplicării acesteia. Elaborarea acestui proiect de lege rezultă din problemele apărute la aplicarea prevederilor, iar scopul este de a eficientiza cu norme juridice revizuite pentru asigurarea unei mai bune executări și evitarea neconcordanțelor. Urmare a controlului parlamentar exercitat asupra implementării codului administrativ adoptat în 2018, cât și a multiplelor propuneri parvenite pe platforma parlamentară, dar și a Ministerului Justiției de la diverse instituții și reprezentanți ai societății civile, se propun următoarele prevederi, cele mai principale le voi enumera. Este vorba despre redenumirea legii cadru din codul administrativ în codul de procedură administrativă, concretizarea finalităților procedurii administrative, conceptul de autoritate publică, efectul în exterior a operațiunii administrative, revizuirea temeiurilor de abținere și de revizuire, racordarea prevederilor codului administrativ la prevederile articolului 53 al Constituției, cu referire la pretențiile privind repararea prejudiciilor. Și aici vreau să reiterez faptul că astfel justițiabililor li se va oferi mai multe posibilități de a formula pretenții referitoare la repararea prejudiciilor cauzate prin activitatea administrativă. Acestea se pot solicita concomitent cu pretențiile principale de la autoritatea publică sau ulterior după soluționarea pretențiilor principale în mod irevocabil de către instanțe de judecată. Un alt element de noutate foarte necesar este schimbarea esențială a procedurii de executare în sensul de eficientizare acesteia în practică. Astfel, prin prezentul aviz, Guvernul prezintă poziția consolidată urmare a recepționării avizelor de la entitățile avizatoare, dar și cu mai multe completări
și soluții de îmbunătățire a textului propus. Drept urmare, solicit susținerea și aprobarea prezentului proiect de aviz. Mulțumesc. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Mulțumim colegilor noastre, deputatei Roșca, deputatei Stamati și deputatului Roșca pentru această inițiativă. În continuare, doamna ministră, vă rog. Mulțumesc. De asemenea, propun atenție dumneavoastră aprobarea avizului la proiectul de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea Programului Național de Integritate și Anticorupție pentru anii 2024-2028, respectiv și a Planului de Acțiuni pentru implementarea acestui program. Aprobarea programului dat reprezintă unul din angajamentele trasate în Planul Național de Acțiuni pentru Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii următori, care include pe segmentul Reforma Justiției și Drepturi Fundamentale, acțiunea numărul 22, elaborarea și aprobarea Programului Național de Integritate și Anticorupție. Mai mult ca atât, este o activitate absolut necesară în condițiile în care actuala Strategie Națională de Integritate și Anticorupție, care a fost adoptată pentru perioada 2017-2023, respectiv urmează să-și expire mandatul său. Scopul principal al acestui program reprezintă diminuarea fenomenului de corupție și amplificarea gradului de integritate în sectorul public și privat, având fiind concentrat pe patru obiective majore: optimizarea standardelor de integritate în cadrul sectorului public, eficientizarea măsurilor de prevenire și combaterea corupției și asigurarea inevitabilității sancționării infracțiunilor de corupție, cultivarea integrității și diminuarea actelor de corupție în sectorul privat, inclusiv în entitățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și cultivarea intoleranței față de actele de corupție și încurajarea denunțării actelor de corupție și a practicilor ilegale. Respectiv, ca finalitate, reglementările propuse în proiect vor contribui la fortificarea capacității manageriale a tuturor entităților publice incluse, dar și a sectorului privat, de a asigura un climat de integritate instituțional, precum și de a îmbunătăți mecanismul de combatere și judecare a cauzelor de corupție. Drept urmare, ca finalitate, sporirea încrederii cetățenilor în autoritățile publice, consolidând astfel bună guvernare. Urmarea analizei avizelor prezentate de entitățile implicate, Guvernul comunică susținerea acestui proiect cu înaintarea de mai multe propuneri de completare a programului și recomandări de îmbunătățire parvenite din partea instituțiilor avizatoare. Drept urmare, rog susținerea prezentului proiect de hotărâre. Mulțumesc. Mulțumim, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Mulțumim deputaților Carp și Marcuci pentru această inițiativă. Domnul Hare, vă rog. Mulțumesc. Ne așteptăm, doamna ministru, la punctul 84. Noi am fost foarte activi în ce ține conformitatea acestor comandă și cu programul respectiv. De greșeală acolo s-a expus Camera de Comerț și Industrie din program, pentru că împreună cu asociația mai de pasă. O să clarificăm lucrul ăsta. Într-adevăr, responsabilitatea social-corporativă presupune și un angajament al tuturor ca să avem procese transparente în cadrul companiilor. Mulțumim. Rog să continuați, doamna ministră. Mulțumesc. Dacă mi se permite, aș vrea să precizez, nu este vorba de excludere, dar reformularea normei pentru a asigura o accesibilitate mai largă, dar suntem deschiși de a discuta suplimentar și pe platformă pentru a concretiza asupra acestui aspect. Continuați. Prin urmare, propun atenției dumneavoastră, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege la inițiativa legislativă numărul 446, ce ține de ajustarea cadrului conex normativ, urmare a adoptării noii legi cu privire la taxa de stat. Vreau să menționez faptul că de la 1 ianuarie 2024 va intra în vigoare noua lege taxe de stat, iar atunci când aceasta a fost adoptată pe 31 iulie 2023, în dispoziții finale s-a precizat necesitatea de a elabora și prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege. Astfel, prin inițiativa legislativă în cauză, se vine cu mai multe reglementări diversificate care se integrează noilor reglementări în materie ce ține de taxa de stat pentru a se asigura un cadru normativ coerent, astfel încât în aplicarea sa practică să evităm careva neconcordanțe în practica de zi cu zi.
Proiectul propune modificări la un șir de acte normative, codul de procedură civilă, codul contravențional, codul administrativ, legea privind actele de stare civilă, codul civil, codul muncii, legea privind protecția consumatorilor, codul de procedură penală, codul de executare. Guvernul comunică susținerea acestui proiect de lege privind ajustarea cadrului conex normativ, înaintând la rândul său mai multe recomandări și propuneri de îmbunătățire a acestui proiect. Drept urmare, rog susținerea prezentului proiect. Mulțumim, rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt, mulțumim deputatei stamate. În continuare, domnul Petru Rotaru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea legii 337 din 2022 privind programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli. Proiectul legii are drept scop extinderea cu 12 luni a perioadei de implementare a programului de rambursare TVA pentru producătorii agricoli. Acest proiect se susține prin acordarea dreptului producătorilor agricoli la rambursare TVA până în luna iunie 2024. Costul acestui proiect fiind estimat la 320 de milioane de lei și sunt instrumente suplimentare care sunt aplicate pentru ramura agricolă în paralel cu mecanismele clasice de restituire a TVA, care au fost pentru anul 2024, pentru toți agenții economici, 4,6 miliarde de lei. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt și mulțumim colegului deputatului Trupcă pentru această inițiativă. Domnul secretar general Mijă, vă rog. Stimați membri ai Cabinetului de Ministri, prezent spre aprobare proiectul de completare a hotărârii de guvern privind delegarea competenței Cancelarei de Stat și autorităților responsabile de actualizarea a planului de acțiuni a Guvernului pentru anul 2024. Actualizările vor fi făcute în conformitate cu sarcinile și termenele prevăzute în Planul Național de Acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027 și alte documente de planificare strategică. Acest lucru va permite o aliniere permanentă a agendei normative a Guvernului pentru anul 2024, în conformitate cu noile sarcini care rezultă din agenda noastră de aderare la Uniunea Europeană, dar și o monitorizare corespunzătoare conform calendarelor și termenilor care rezultă din documentele de planificare strategică. Rog susținerea proiectului. Rog să susținem, împotrivă, abțineri nu sunt. În continuare, domnul ministru Rotaru. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului privind stabilirea pentru anul 2024 a marjei maxime în cadrul programului de stat prima casă. Proiectul hotărârii de guvern a fost elaborat în temeiul articolul 6, alineatul 2 din legea 293 din 2017, privind unele măsuri în vederea implementării programului de stat prima casă. Potrivit căreia una din componente ratei maxime a dobânzii anuale la creditele acordate constituie marja maximă de 3%, care anual este stabilită de către guvern. Prin prezentul proiect se propune stabilirea pentru anul 2024 a marjei maxime de până la 3% anual. Marja va fi aplicată în contracte încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Marja de 3% anual va permite băncilor comerciale, finanțatoare, participante în cadrul proiectului de stat prima casă, să-și acopere costurile suportate pentru creditul prima casă, ceea ce va permite și desfășurarea regulamentarea programului, precum și acordarea creditului prima casă pentru o perioadă de până la 25 de ani, termen stabilit în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare din bugetul de stat. Proiectul a fost avizat de autorități și instituții publice interesate, precum și a fost supus expertizării juridice și anticorupție. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumim, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Țurcanu, vă rugăm. Atunci, da, haideți să sfârșim cu proiectele domnului ministru Rotaru. Vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul hotărârii guvern prin aprobarea avizului asupra amendamentului la proiectul de lege prin modificarea unor acte normative ce vizează politica vamală pentru anul 2024. Proiectul de hotărâre a guvernului a fost elaborat în baza rezultatelor examinării avizilor amendamentelor deputaților și a comisiei juridice numiri și imunități din cadrul Parlamentului. În acest sens, fiind examinate 4 amendamente care prevăd propuneri, dintre care s-au acceptat 3 și s-a acceptat unul parțial. Astfel, propunerile
care au fost acceptat vizează. Oferirea acestui cetățean Republicii Moldova din diaspora deplasarea mijloacelor de transport în regim vamal cu admite temporar perioade scurte de timp. Completarea codului vamal cu o normă prin care, la elaborarea cadrului normativ conex, pune în aplicare legislației vamale să țină cont de principalul bunei credințe în raport cu operatorii economici până la proba contrară. Completarea codului contravențional cu o normă prin care se acordă serviciul vamal competență de constatare a contravenției în limitele atribuțiilor. Propunerea ce vizează anularea accizei speciale pentru unele categorii de mijloace de transport, tractoare, autocare, camioane, autospeciale, a fost acceptată parțial, întrucât necesită o consultare mai amplă și urmează a fi examinată suplimentar în politica bugetară fiscală pentru anul 2024, pentru anul 2025 în 2024. Ținând cont cele enunțate, rog susținerea proiectului. Mulțumim, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt, dar domnul Rotaru, rog să continuați cu celălalt. Mai aveți unul. Da. Bugetul CSP? Da. Haideți să le... Să le închidem pe toate. Dar erau cumva... Bine. Okay. Stimate domnule primii, stimați colegi, vă prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind la aprobarea bugetului instituției publice Consiliului de Supraveghere Publică Auditului pentru anul 2024. Scopul principal al proiectului constituie aprobarea bugetului instituției publice Consiliului de Supraveghere Publică Auditului, în continuare Consiliul pentru anul 2024. Proiectul bugetului Consiliului pentru anul 2024 include venituri în sumă de 3.444.000 lei, care reprezintă plățile și cotizații efectuate de auditori, entitățile de audit, cotizații efectuate de stagiarii de audit și plățile persoanelor fizice privind admiterea la probele scrise ale examenului pentru obținerea calificării profesionale a auditului. Soldul mijloace bănuiești la situația de 1 ianuarie 2024 se estimează în sumă de 2,5 milioane lei, cheltuielile Consiliului în sumă de 3,8 milioane lei, includ cheltuielile personal, cheltuielile necesare asigurării activității curente a instituției, inclusiv pentru achitarea serviciilor de locațiune, servicii IT, pentru procurarea mijloace fix și a cheltuielilor curente. Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare și alocare mijloace financiare din bugetul de stat. Importanța proiectului rezidă din faptul că proiectul bugetului pentru anul 2024 va asigura activitatea eficientă a Consiliului și procesul de supraveghere publică a auditului. Deși în cele menționate mai sus, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Acum revenim, doamna Țurcan, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, atenție dumneavoastră, propun proiectul hotărârii de Guvern privind sistemul informațional de programare a rândurilor electronice la frontieră. Proiectul vizează instituirea sistemului informațional de programare electronică la frontieră, conceptul și regulamentul privind funcționarea sistemului, dar și regulile de programare în punctele de trecere a frontierei de stat. Acest proiect vine să soluționeze problema întârzierilor și staționările camioanelor în punctele de trecere a frontierei de peste 7 zile, perturbările din lanțurile de aprovizionare, reorientarea exporturilor și a mijloacelor de transport către punctul de trecere a frontierei cu România, utilizarea teritoriului Republicii Moldova pentru tranzitul de mărfuri din și către Ucraina, în special pentru cereale, supra-solicitarea punctului de trecere a frontierei cu Uniunea Europeană, precum și perioada semnificativă de tranzit cauzată de rândurile la punctele de trecere a frontierei. Urmarea implementării sistemului, transportatorii vor avea posibilitatea de a-și programa ora exactă de trecere a frontierei prin înregistrarea lor într-un rând virtual de așteptare înainte de începerea deplasării mijlocului de transport către punctul de trecere. Va fi creată infrastructura necesară pentru decongestionarea traficului, fluidizarea transportului auto-marfar și facilitarea comerțului. La fel, transportatorii vor putea să își planifice eficient resursele financiare și umane, călătoriile și timpul de trecere a frontierii. Va fi asigurată organizarea mai eficientă activităților autorităților competente de profil. Este de menționat că proiectul urmează a fi implementat în mai multe etape cu suportul tehnic și financiar al programului USAID MISRA, iar programarea prealabilă în punctele de trecere a frontierei de stat va fi disponibilă deja de la începutul anului 2024. În temeiul celor expuse, rugăm respectuos susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc! Mulțumim, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Acest sistem trebuie să ne ajute să decongestionăm vămile. Acum vă rog, domnul ministru Buzu.
Stimați colegi, propun atenția dumneavoastră avizul cu privire la modificarea legea privind protecția socială suplimentară a unor categorii de populație. Este un proiect de lege care a fost propus de domnul deputat Boris Marcoci, care, în esență, propune majorarea cu sumă fixă de 250 de lei a alocațiilor lunare de stat pentru trei categorii, în special trei categorii de populație. Este vorba de participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, persoanelor participante la acțiunile de luptă în Afganistan și participanților la cel de-al doilea război mondial. Avizul guvernului este unul pozitiv și vine cu anumite propuneri de îmbunătățire. Rog să susținem, stimați colegi. Împotriva abținerii nu sunt. Mulțumesc domnului președinte al Parlamentului Grosu și domnului deputat Marcoci pentru această inițiativă. În continuare, doamna Mihailov Moraru, vă rog. Mulțumesc, stimați membri ai Guvernului, propun atenție dumneavoastră spre aprobare avizul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează codul electoral și legea privind partidele politice la inițiativa legislativă numărul 473 a unui grup de deputați. Scopul acestei inițiative legislative ține de îmbunătățirea și optimizarea procesului electoral în vederea asigurării transparenței și echității în desfășurarea alegerilor, prin perfecționarea procedurilor electorale și eludarea interpretărilor de ordin normativ de către subiectii implicați în procesul electoral. Câteva exemple le voi trece în revistă. E vorba de ajustarea noțiunilor de agitație electorală, noțiunile ce ține de registrul funcționarilor electorali, clarificarea indicatorului de calcul ce ține de cuantum indemnizației pentru funcționarii electorali, uniformizarea termenilor pentru difuzorii de publicitate, proprietari sau gestionarea dispozitivelor de publicitate fixă sau mobilă, revizuirea termenului în care băncile unde sunt deschise conturi cu mențiunea fond electoral, revizuirea normelor privind perioada de desfășurare a alegerilor, stabilirea în articolul 25 din legea privind partidele politice a cerinței pentru persoanele responsabile de finanțarea partidului de a avea studii economice sau contabile specializate și de a nu deține funcții de demnitate publică. Reieșind din cele expuse, Guvernul susține proiectul de lege supus avizării cu ajustarea acestuia conform mai multor propuneri formulate. Rog aprobarea acestui aviz. Mulțumesc. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Mulțumim mult deputatelor Roșca, Adam și deputatului Chiriac, colegilor noștri din Parlament, care în baza experienței din toamnă au venit cu aceste modificări. Mulțumesc, doamna Nemerenco, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la reorganizarea unor instituții din domeniul ocrotirii sănătății și modificarea hotărârii guvernului numărul 148 din 2021. Scopul proiectului este reorganizarea instituției medico-sanitare publice, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, prin fuziune, absorpție, a instituției medico-sanitare publice, Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile. Nu mă voi axa aici pe o notă negativă ca să prezint toate datele și cifrele care vin să spună despre ineficiența gestionării la nivel de administrație acestor două instituții. Aș vrea să subliniez mai mult partea pozitivă, deoarece investițiile și restructurările necesare sunt foarte esențiale, având în vedere experiența pandemică prin care am trecut și țara nu își poate permite să dispună în continuare de un spital de boli infecțioase la nivel republican care să nu aibă secții de terapie intensivă și în perioada pandemică absolut toți pacienții au trebuit să fie transferați către alte spitale, să nu aibă o secție de pediatrie deoarece există maladii infecțioase destul de periculoase, fără să aibă în posesie un laborator modern și multe alte structuri. Deci, la momentul de față, riscul, pericolul situațiilor pandemice similare rămâne destul de iminent la nivel global, astfel trebuie să construim un sistem de sănătate care este pregătit ca să poată reacționa în cazul apariției unor noi provocări. Ministerul Sănătății vrea să informeze că are un memorandum semnat deja un an și ceva pe care nu-l poate pune în funcțiune cu o fundație franceză care vine să modernizeze totalmente laboratorul Spitalului de Boli Infecțioase Toma Ciorbă cu echipament absolut necesar, util în investigațiile și supravegherea maladiilor atât din punct de vedere virusologic cât și microbiologic.
De asemenea, utilizarea ulterioară eficientă a resurselor ambelor instituții medicale ne va permite să atingem aceste obiective despre care am vorbit și să gestionăm toate provocările prezente și viitoare. Vreau să subliniez și faptul că, din păcate, colectivele au fost utilizate de anumiți actori politici într-un sens negativ, ei fiind supuși, aș zice, chiar unor presiuni din punctul deci din partea administrației pentru a organiza proteste, aducându-se informații false cu referire la teren, la clădiri. Eu aș vrea să subliniez că acest spital este de fapt un patrimoniu, este un obiect cultural cu o istorie atât din punct de vedere a istoriei medicinii, cât și din punct de vedere a clădirilor, deci care au o arhitectură și o conotație istorică veche. Deci noi suntem dispuși să lucrăm împreună cu Ministerul Sănătății la conservarea acestor clădiri, la reparația lor corespunzătoare, nu așa cum s-a făcut până acum, fără permisiunea Ministerului Culturii, cu instalarea unor geamuri din plastic alb, care absolut nu sunt proprii acestor clădiri. Vreau să asigur încă o dată, deja nu mai știu a câta oară și la întâlnirea pe care am avut-o cu colaboratorii, că personalul angajat se va regăsi absolut tot în noua structură a instituției noi create și nu îi paște absolut niciun pericol. Din contra, aceasta este unica posibilitate de a gestiona corect noua instituție fondată, pentru ca cel mai important, pacientul să poată să utilizeze servicii de înaltă calitate și nu așa cum sunt furnizate la momentul de față. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru suport în realizarea deci acestei fuziuni, cât și colegilor membri de guvern. O să invit și presa și toți cei interesați să facem o vizită peste undeva 7 luni în aceste spitale, ca să demonstrăm care sunt investițiile efectuate de către guvern pentru ca cetățenii noștri, într-adevăr, să poată să utilizeze servicii calitative așa cum sunt în afara țării. Vă mulțumesc! Mulțumesc, colegi, rog să susținem. Împotrivă. Abțineri nu sunt, doamna Mirenco, ca și în cazul domnului ministru Perciun, vă mulțumesc că faceți ceea ce trebuie pentru cetățeni, pentru pacienți, mai degrabă decât pentru administratori și așa mai departe. Mulțumesc, domnul ministru, ați vrut să... Da, domnul prim-ministru, stimați colegi, aș vrea și eu să vin în susținerea acestui proiect, menționând faptul că păstrarea patrimoniului construit în centrul Chișinăului, nucleul istoric, ține de competența și responsabilitatea Ministerului Culturii și toate zvonurile legate de acest proiect în vederea demolării clădirilor Spitalului Toma Ciorbă sunt zvonuri neîntemeiate, menite doar să combată reforma care propusă de doamna Nemerenco. Ministerul Culturii, Consiliul Național al Monumentelor Istorice, este cu ochii pe aceste clădiri și împreună noi vom asigura păstrarea patrimoniului construit în Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumim! Stimați colegi, vă mulțumesc pentru ședința de astăzi. Mai stăm puțin. Я порвил кукольдатус!
Ba, nu știu, la mulți, mulți ani!
Atmosfera aceasta de sărbătoare să inspire cât mai mult optimism. Noi avem noutăți foarte bune pentru anul 23. Noutățile bune este că avem și mai mult de lucru în anul 24, da? Deci negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și asta înseamnă noi să construim o viață demnă pentru fiecare cetățean aici la noi în Republica Moldova. Da, eu vreau să vă spun frumos. De poate, hai să se aude bine. Vă rog frumos. Domnul ministru, vorbește, nu trebuie. Și noi vă mulțumim tare, tare mult împreună cu colegii, pentru aceste urări, pentru acest cuvânt. Și vă rog și dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Sărbători frumoase și un an nou, pot să vedea, un an nou bun pentru toată lumea. Domnule Ricean, a vrut să ne rezerve final de an, poate ceva noastră reușim să facem în 2023, în funcție de premier. Este foarte important să ne orientăm, să muncim cât mai mult în viitor, pentru ca să putem să construim prosperitate pentru cetățenii noștri mai aici, acasă. Mulțumim! Eu de obicei să mă doresc acasă, asta facem împreună, după care tot așa împreună, o vacanță foarte și foarte scurtă. Vă doresc tuturor an nou foarte bun! Și roate!